Bună seara, bună seara și Hristos a înviat și bine ne-am regăsit din nou la emisiunea 1, 2, 3 Milena. Din nou alături de numerologul Milena, iar împreună cu dumneavoastră, mie îmi face mare plăcere să vin aici să mă întâlnesc cu dumneavoastră și să vorbim despre numerologie, să descoperim împreună alte taine ale numerologiei, să dezbatem, să încercăm, spre exemplu, să vedem în ce fel îl va schimba pe Gigi Becali, al cărui nume complet este George Becali, faptul că de acum încolo își va spune Gheorghe Becali. Cu siguranță dumneavoastră ați auzit despre această decizie a binecunoscutului Gigi Becali. În această emisiune nu vom discuta doar despre Gigi Becali, trebuie să recunosc, eu și fotbalul suntem două chestiuni paralele, dar paralele de alea adevărate. Și voi încerca să vă spun câte ceva despre, vedeți, magia cifrelor, câteva cărticele frumoase, câteva cărticele interesante pe care vă sfătuiesc să le luați ca atare, să le citiți, dar să extrageți doar ceea ce considerați dumneavoastră că vă ajută cu adevărat. Din fiecare carte puteți găsi o mulțime de lucruri pe care le puteți asimila, o mulțime de lucruri bune. Cum ar fi, spre exemplu, din această carte, adică din această carte să înțelegem numerologia, de ce sunt importante numerele în viața dumneavoastră. Vorbesc pe nas, am nasul înfundat. Capitolul 18, care se intitulează Secretul vibratoriu al manifestării. Fundamentarea științifică, legea atracției, este un capitol frumușel din care vă voi spune doar foarte puțin. Spre exemplu, Shirley Lawrence este autoarea acestei cărți. În Secretul vibratoriu al manifestării scrie la un moment dat: când vă concentrați asupra unei idei un timp oarecare, cu emoție, începeți să vibrați pe lungimea... Voi strănuta, cred. Mulțumesc frumos! Începeți să vibrați pe lungimea de undă a acelei idei. Apoi, legea atracției intră în funcțiune și o atrage spre dumneavoastră. Dacă nu permiteți gândurilor negative să devină predominante, deoarece gândurile negative anulează forța de atracție pozitivă. Fundamentarea științifică. Ce scrie Shirley Lawrence? Nu putem insista destul asupra faptului că trăim într-un univers vibrațional. Totul, de la spațiul aparent gol până la materia solidă, vibrează. Secretul întregului univers constă în lungimea de undă a vibrațiilor. Oamenii de știință au măsurat chiar lungimea de undă a lumii noastre tridimensionale ca fiind 7,23 cm. Deci nu este vorba de fantezie sau imaginație. Sunt fapte. Scrie, repet, Shirley Lawrence. Tot ea continuă. Fiecare lungime de undă are un sunet propriu. Sunetul generează vibrații și vibrațiile generează formă. Dacă puneți câteva fire de nisip pe un difuzor și porniți radioul, asta e de pe H, așa, firele de nisip vor sălta și se vor aranja diferit funcție de fiecare cuvânt sau tema muzicală. Aceste lungimi de undă sunt separate ca notele dintr-o gamă muzicală. Vibrații există în tot universul ca și pe planeta Pământ. Folosind analiza streptoscopică, spectroscopică, putem spune ce minerale și ce elemente există pe fiecare planetă. Fiecare element are un aspect specific care nu se schimbă niciodată, iar folosind un spectroscop, lumina provenită de la o planetă este transformată în raze paralele ale căror lungimi de undă pot fi măsurate și comparate cu cele ale elementelor cunoscute de pe Pământ. Adică ceea ce se află sus e la fel cu ceea ce se află jos.
Fundamentele științifice ale numerologiei, ne spune aceeași autoare Shirley Lorenz, se află explicate mai amănunțit în cartea ei Secretul științei numerologiei. Tot ea, deci nu eu, tot ea spune, eu doar vă citesc ceea ce scrie ea în cartea Să înțelegem numerologia, de ce sunt importante numerele în viața dumneavoastră. Noi trăim, de fapt, în mai multe dimensiuni deodată, iar acestea se deosebesc doar prin lungimea de undă. Există o dimensiune în care se află undele de radio, TV, internet și ale gândurilor, invizibile pentru noi până în momentul în care ne acordăm pe frecvența lor. De fiecare dată când schimbăm un post de radio, un canal TV sau o adresă de internet, ne acordăm pe alte lungimi de undă care rămân invizibile, ca și inexistente pentru noi până în momentul în care facem acordul. Suntem noi înșine niște receptoare și dacă gândurile noastre se află pe aceeași lungime de undă ca oricare dintre aceste dimensiuni, o sesizăm sub formă de impresii. Vă amintiți să fi spus vreodată: cum de m-am gândit tocmai la asta? Odată ce ne dăm seama cum să ne punem de acord cu lucrurile din afară, pasul următor este că ne dăm seama că putem obține ceea ce cerem pe aceeași cale. Apropo de legea atracției, aceeași Shirley Lorenz scrie: pe 8 august 2000, un psiholog spunea la radio că psihologii au descoperit despre lume cum că ne dă ceea ce îi cerem. Ne aflăm într-un câmp magnetic care atrage ceea ce vibrează pe lungimea de undă a gândurilor noastre. Legea spune că atunci când te concentrezi asupra unei idei un timp oarecare cu emoție, începi să vibrezi cu acea frecvență. Așa se spune în versetul biblic Marcu 11:24. De aceea vă spun că orice lucru veți cere când vă rugați, să credeți că l-ați și primit și îl veți avea. N-ați observat că atunci când vă concentrați asupra unei idei, dintr-o dată vă vin mai multe gânduri în legătură cu subiectul? Este legea atracției în acțiune. Pentru manifestarea concretă este nevoie de ceva mai mult timp. Legea acționează în sensul că primim mai mult din vibrațiile pe care le emitem. Deci, este imperativ să ne facem un obicei din a gândi pozitiv. Pentru că odată ce ați permis gândurilor negative să vă copleșească, ele vor anihila atracția pozitivă. Și încheie cartea cu o zicală: viața este o operă de artă creată de cel care o trăiește. Din cartea Magia Cifrelor, scrisă de doi ruși. E scrisă de doi ruși, un el și o ea. Nu voi citi cum numele lor. Bănuiesc că este Alexandru Moroc, Moroc, Moroc și Xenia Razumovskaya. Mă rog, Alexandru Moroc și Xenia Razumovskaya au scris, au publicat această carte care se intitulează Magia Cifrelor. Este o carte interesantă, mă mănâncă nasul de mor și mă mănâncă nasul de mor, nu așa cum spun psihologii, pentru că spui o minciunică, ori de câte ori spui o minciunică, duci mâna la nas. Mie mi se mai întâmplă și acest lucru, dar de această dată n-am cum să vă spun minciunele, dar am cum să mă scarpin la nas, întrucât m-am dat cu tapet dintr-ala pe față, sunt dată cu fond de ten, după care sunt dată cu fard, nu, după care sunt dată cu de la de, mă dau pe toată fața cu praf dintr-ala, după care mă dau cu fard, după care încerc să mă dau cu puțin rimel și cu alte chestii. Eu fac tot posibilul
castraturile astea să fie cât mai subțiri, dar tot mă deranjează al naibii. Iată ce scriu cei doi autori ai cărții Magia cifrelor. Da. Vorbesc despre, ei scriu despre cifra 3, 13, că există un motiv al fricii superstițioase legate de numărul 13. Simbolul ocult al numărului este o reprezentare mistică a unui schelet care ține o coasă în mână, în mâinile sale costelive și cosește la propriu oamenii. Această reprezentare, făcând abstracție de nenumăratele sale variante, a avut întotdeauna același conținut. Un schelet pe o pajiște cu iarbă proaspăt cosită, adunând picioare și mâini tăiate. Ce-mi veni mie să citesc despre asta acum în seara de Paște? Un cap încoronat de bărbat căzut pe lama coasă, iar pe planul secund un cap de femeie purtând părul cu cărare la mijloc. Ca să găsim o interpretare adecvată a acestui tablou înfricoșător, ar trebui pentru început să înțelegem corect semnificația cifrei 4 ca parte componentă esențială a cifrei 13. Asta eu o spun întotdeauna. Apropo de aceasta, spun ei, legenda despre nefericitul număr 13 a fost alimentată și de faptul că foarte multe popoare luau drept unitate de măsură numărul 12 și nu 10. Măsurătoarea de duzine a fost acceptată și în Rusia. Numărul 12 era în ariergarda unor cifre cunoscute, pe când tot ceea ce urma după aceasta era doar o mare necunoscută, care putea fi atât bună cât și prevestitoare de nenorociri. 13 a apărut în această ecuație cu mult mai târziu, dar, de la început, a purtat o încărcătură negativă. Ca o confirmare a destinului tragic al numărului venea și faptul că, la evreii antici, 13 era reprezentat prin consoana M, cu care începea cuvântul Mem, moarte. Chiar și în prezent, la unele popoare dezvoltate, întâlnim cazuri de frică provocată de ghinionistul număr 13. La Londra, spre exemplu, nu sunt apartamente cu numărul 13, iar din cinematografe lipsesc rândurile cu același număr. De altfel, frica de 13 nu e răspândită peste tot. În Orient, unde există un cult al numerelor, 13 este considerat un număr sfânt. De exemplu, în panteonul indian sunt expuse 13 statui ale lui Buddha. Numărul discurilor mistice de pe pagodele chinezești și indiene este 13. În Japonia, în templul lui Ateus, se păstrează sabia sfântă cu 13 simboluri ale sfintei taine. Simboluri care îi împodobesc mânerul. În vest, numărul 13 este venerat de mexicani care se închină celor 13 zei. Inițial, Statele Unite ale Americii aveau în componența lor doar 13 stele, state, devizate având o deviză ce conținea 13 litere. Vulturul american are câte 13 pene la fiecare aripă. Când George Washington a înălțat drapelul Republicii, au fost trase și 13 salve de salut. Iată, din fragmentele de manuscrise care au ajuns până la noi, aflăm că pitagoreicii credeau că universul s-a constituit dintr-un început unic. Acest început avea o structură complexă și a devenit, la modul potențial, cu anticipare, cursul integral al viitoarei dezvoltări. Într-un fel, e ca și cum acest început ar fi însumat imaginea și destinul viitor al universului. Clipa apariției universului, perioada de înflorire și apusul lui, toate aceste etape se conjugă cu numerele, timpul și spațiul. Transformările numerice se supun cu strictețe anumitor unități și legități. Unitatea este începutul universal. Acesteia, de regulă, îi aparține și o dublură nedefinită. Dintr-o unitate și o dublură nedefinită își iau începutul numerele.
Din numere se nasc punctele, din puncte liniile, din linie formele plane, din acestea formele spațiale, din care se trag corpurile percepute senzorial, la baza cărora se află patru fundamente: focul, apa, pământul și aerul. Deplasându-se și transformându-se integral, acestea generează universul, însuflețit, rațional, sferoidal, în mijlocul căruia e pământul. Mai există de asemenea și antipozii, ceea ce pentru noi e josul, pentru ceilalți e susul. În lume se bucură de drepturi egale lumina și întunericul, frigul și arșița, uscăciunea și umiditatea. Bineînțeles că cei doi autori ai cărții Magia Cifrelor scriu despre cabala, care este limbajul universului. Înțelesul tainic al apocalipsei, numărul ca măsură a vieții și scriu ei despre monadă, despre diadă, despre triadă, pentadă și așa mai departe. Apropo de numărul 22, vă spuneam eu la un moment dat că Traian Băsescu are cifra destinului 4 din 2 și 2 și că această cifra a destinului devine cifră maestră. Iată, numărul 22 s-a consacrat în lumea creștină datorită iudeilor, care au făcut o legătură între construcția universului și cele 22 de litere ale alfabetului lor. După spusele lui Isidor din Sevilla, prin intermediul cuvântului divin rostit în ebraică, așa cum credeau iudeii și creștinii aplecați spre misticism, Iehova a făcut în 6 zile 22 de lucruri. Materia primară, îngerii, lumina, cerul, pământul, apa și aerul în prima zi, bolta cerească în a doua zi, uscatul, marea, semințele și iarba în a treia zi, soarele, luna, stelele în a patra zi, peștii, reptilele, păsările în a cincea zi, animalele sălbatice, animalele domestice, șerpii și omul în cea de-a șasea zi. Așadar, Dumnezeu s-a arătat pe sine prin cele 22 de litere ale cuvântului și 22 de lucruri care, prin ocultism, se suprapun peste noțiunea de tot ce există. Plus la aceasta, ulterior, Iehova le-a dăruit celor făcuți după chipul și asemănarea sa 22 de cărți ale Vechiului Testament, ca omul să se poată ridica deasupra celor trecătoare și să se unească din nou cu Creatorul. Simbolizarea lucrării dumnezeiești prin prisma numărului 22 existase în Egipt încă înaintea lui Moise. În misterele lui Isis și ale lui Osiris, aceasta este prezentată sub forma a 22 de desene tăiate în piatră, cunoscute ulterior sub numele de Cartea Sfântă Tota. Și mai vroiam eu să vă citesc, da? Tot ce e viu pe pământ se hrănește cu energia soarelui. Cantitatea acestei energii este inclusă în noi încă din momentul nașterii, fiind corelată cu activitatea solară din acea zi și acel an când ne-am născut. Prezentând ziua de naștere sub forma unui număr format dintr-o singură cifră care la rândul ei este formată din două, numerologii au posibilitatea de a interpreta cantitatea de energie obținută se împarte la 9. Și apoi începe a povesti despre cei născuți de data, începe a povesti despre cei născuți de pe data de 1 până pe data de 9. Cât despre nume, vă povesteam eu despre dumneavoastră că data nașterii nu poate fi schimbată și că toate calculele pe care noi le facem pe baza datei de naștere ne oferă informații despre caracterul unei persoane.
Toate calculele pe care noi le facem pe baza numelui purtat ne oferă informații despre comportament. Fiecare literă din numele pe care îl purtăm emite o serie de vibrații. Aceste vibrații, la rândul lor, ne vor influența comportamentul. Fiecare literă are o anumită valoare vibrațională. Despre acest lucru și despre cum va influența comportamentul lui Gigi Becali, schimbarea numelui său, vom discuta către sfârșitul emisiunii. Iată ce scriu cei doi despre nume, adică cei doi Alexandru Moroc și Xenia Razumovskaya. Încă din timpuri de mult, cercetătorii au ajuns la concluzia că în nume este încifrată o știință misterioasă extrem de voluminoasă, la care aveau acces doar învățații cabaliști și discipolii lor. Spre exemplu, ziua și ora nașterii copilului nu sunt deloc accidentale. Fiecare vine pe lume exact în momentul maxim prielnic pentru a-și începe viața. Dacă însă vreți să-i dați copilului numele bunicului sau al bunicii, gândiți-vă dacă doriți să descoperiți la odrazda dumneavoastră, odată cu trecerea timpului, trăsăturile de comportament ale bunicilor sau destine asemănătoare. De ce se referă și la destine asemănătoare? Pentru că fiecare literă, așa cum vă spuneam, are o valoare vibrațională. Fiecare literă are o anumită vibrație. Fiecare vibrație a acelei litere, a numelui pe care îl purtăm, ne determină comportamentul. Comportamentul, la rândul său, va aduce în viața noastră o serie de evenimente. Așadar, ne vor influența destinul. Numele pe care îl purtăm ne influențează destinul. Și încă o recomandare pe care ne-o dau cei doi autori ai cărții Magia Cifrelor. Dacă v-aș decis să vă botezați copilul, să nu permiteți ca numele din adeverința de naștere a copilului sau cel din adeverința de la biserică să difere. În caz contrar, acest lucru va produce multă harababură și haos în soarta și caracterul lui. Copilul nu va avea încredere în sine, iar cu timpul va avea mari probleme de sănătate și un sistem nervos dereglat. Mai găsisem câteva lucruri interesante pe care aș fi vrut în mod deosebit să vi le citesc astăzi. De ce aș fi vrut să vi le citesc astăzi? Pentru că astăzi este o zi sfântă în care prefer să vorbim mai puțin despre lucrurile nu neapărat plăcute care se întâmplă în jurul nostru și aș prefera să nu încerc a dezvălui numerologic tocmai astăzi toate acele răutăți, toate acele lucruri ciudate, toate acele ițe încurcate. Este o zi sfântă, este o zi în care frumos ar fi să stăm alături de părinții noștri, să fim buni, să fim calmi, să fim blânzi. Iată, de aceea, numărul numelui de familie definește transmiterea codului genetic de la neam, de la arborele genealogic. Dacă femeia s-a căsătorit și s-a schimbat numele de familie, ea și-a modificat și comportamentul. Deci a schimbat tabieturile sale. Se modifică și raportul dintre numele pe care îl poartă, dintre cifra numelui complet și cifra destinului său. De aceea, de cele mai multe ori, când femeile se căsătoresc, devin altele în mintea bărbaților și bărbații speriați se întreabă: Doamne, ce s-a întâmplat cu soția mea? Asta nu este femeia de care m-am îndrăgostit, mi-a schimbat cineva nevasta, dați-mi nevasta înapoi.
Gigi Becali, Gigi Becali, pe numele său din buletin și din certificatul de naștere, George Becali, născut la 25.06.1958. Recent a declarat că nu se va mai numi Gigi Becali, ci se va numi, nu se va numi nici George Becali, ci se va numi Gheorghe Becali. Pentru a vedea în ce fel îi va influența comportamentul și destinul acest prenume Gheorghe, va trebui să calculăm întâi împreună cum era ca și comportament Gigi Becali, cum ar fi fost George Becali, cel care s-a născut, și cum va deveni Gheorghe Becali. Gigi Becali Becali George Becali Gheorghe Becali. Vom trece cele trei nume și vom porni a calcula. Fiecare literă are o anumită valoare vibrațională. Vom trece de desubtul fiecarei consoane, valoarea vibrațională a consoanei, deasupra fiecarei vocale, valoarea vibrațională a fiecarei vocale în parte. Ulterior vom aduna vocale separat, consoane separat, pe care, care la rândul lor vor fi adunate pentru a afla cifra numelui complet. Dar până atunci vom începe a calcula cifra numelui complet, aceea, numele complet, numele de la naștere, George Becali. E, 5, F, 6, G, 7. G, de desubtul literei G, vom trece valoarea vibrațională a literei G, care este 7. Deasupra literei E, valoarea vibrațională a literei E, care este 5. O, care este 6. R, 9, G, 7, E, 5. Doi, E, 5, C, 3, A, 1, L, 3, I, 9. Și vom aduna 5 cu 6, 11, cu 5, 16, 7, 7 cu 7, 14, 5, 6, 5, 8, 7 cu 6, 13, 4, 5 cu 8, 13, 4, 8. Ei bine, da, George Becali, așa cum a fost el lăsat la naștere, George Becali ce își dorește? Își dorește să poată munci, să aibă parte de oameni loiali în jurul său, să poată fi mai pragmatic, mai serios și să poată acumula cât mai multe bunuri de natură materială. Cum este văzut George Becali? Este văzut ca fiind rece, serios, pragmatic, realist, cu picioarele pe pământ. Care este comportamentul lui George Becali? Comportamentul lui George Becali este eficient, ambițios, rațional, nerăbdător, insistent, țâfnos, contrazicându-se permanent și din dorința permanentă de a aduna, de a acumula cât mai mulți bani. Gigi Becali, în schimb, haideți să calculăm, G7I9, G7I9, 9, 7 cu 7, 14, 5, vibrația numelui rămâne aceeași, 6, 5 cu 8, 13, 4, 1. Iată ce schimbare importantă. Numele complet Gigi Becali are o valoare vibrațională 1. Asta înseamnă că Gigi Becali se comportă ca un lider, ca un șef, ca un tiran, are un comportament ambițios, este încăpățânat, este se comportă ca fiind egoist și foarte independent. Ce își dorește Gigi Becali atâta timp cât este numit Gigi Becali, să fie cât mai responsabil, cât mai implicat, cum este văzut, la fel ca în cazul lui George Becali, ca fiind muncitor, practic, cinstit, organizat, disciplinat, rece și calculat. Ei bine, se va întâmpla ceea ce vă spunea el, schimbarea din Gigi Becali în Gheorghe Becali. Haideți să vedem cum se va, în ce fel îl va influența G7H8E5O6R9G7H8E5B2E5C3A1L3I9. Așa.
10, 16, 7. 7 cu 8, 15, 7 cu 8, 15, 30, 3, 6, 5, 8, 7 cu 6, 13, 4, 3 cu 8, 11, 2, 6. Ei, din momentul în care Gigi Becali se transformă în Gheorghe Becali, comportamentul celui care a devenit deja Gheorghe Becali este mai serios, este mai responsabil, este mai implicat, devine mai grijuliu, devine mai apropiat de familie, devine mai casnic. Ce își dorește? Își dorește de asemenea să fie serios, pragmatic, să acumuleze bunuri de natură materială, cum îl vor vedea ceilalți ca fiind mai bun prieten, mai diplomat, mai înțelegător. Dar nu este important doar faptul că această schimbare a numelui va influența comportamentul. Nu va influența doar comportamentul, ci va influența și personalitatea sa. De ce spun asta? Așa cum vă spuneam, așa cum vă explicam în emisiunile anterioare, în numerologie există calcule care ne oferă informații despre caracterul unei persoane. Acestea se fac pe baza numelui, pe baza datei de naștere. Apoi există calcule care se fac pe baza numelui unei persoane și aceste informații și acestea ne oferă informații despre comportamentul unei persoane și există calcule care reunesc atât caracter, cât și comportament și care poartă numele de personalitate. Pentru a afla cifra personalității, pentru a afla ce poate face, ce poate realiza cel mai ușor o anumită persoană, vom aduna cifra destinului, care este cea mai importantă din întregul profil numerologic și care ne va oferi și care în general ne oferă informații prețioase despre caracterul unei persoane, informații generale despre caracterul unei persoane, în cazul lui Gheorghe Becali, cazul lui Gigi Becali, cel pe care noi îl știm de Gigi Becali. El este născut la 25.06.1958. 25.06.1958, ce am făcut eu acum, am făcut acea numerogramă a datei de naștere. Numerograma a datei de naștere este acel tabel în care trecem fiecare cifră din data nașterii și constatăm că numerograma datei de naștere, zilei de naștere, avem așa, avem o linie completă 159, începe un lucru, îl duce până la capăt, avem o linie completă 258, linia sensibilității, orice gest, orice cuvânt vor avea darul de a-l atinge, de a-l scoate din ale lui. Este foarte sensibil, este foarte atent la tot ceea ce se întâmplă în jurul lui, are nevoie de căsnicie. Are cifra zilei de naștere 7, pentru că este născut într-o zi de 25, este încăpățânat, este ciudat, câteodată distant, alteori inabordabil, este intuitiv, are o relație deosebită cu divinitatea pe care nu o mimează. El chiar crede în Dumnezeu, el chiar este credincios, nu face neapărat paradă de credință, doar că are o cifra destinului 9 din 3 și 6, dacă mi-amintesc eu bine. Calculăm acum împreună, adunăm fiecare cifră din data nașterii, 2 plus 5, 7, cu 6, 13, 23, 28, 36, este 9 din 3 și 6, are un suflet bun, este milos, este fratern, este însă excesiv de emotiv, are momente în care este chinuit de tot felul de frustrări, este responsabil, este implicat, adună pe umerii lui cât mai multe responsabilități, este un dascăl extraordinar, dar se enervează repede, are explozii nervoase nu plăcute, se enervează repede, se exteriorizează, îi trece la fel de repede, dar simte nevoia să arate că este buricul pământului, să fie tratat ca atare, simte nevoia să epateze, trebuie neapărat să se facă observată prezența sa. Cum vom calcula cifra personalității lui
Gigi Becali, cel care ajunge, s-a transformat în Gheorghe Becali, să spunem așa. Adunăm cifra destinului, care este 9, cu cifra numelui complet Gheorghe Becali, care este 6, și vom observa că cifra personalității lui George Becali, pe care noi îl cunoaștem ca fiind Gigi Becali și care ulterior s-a transformat în Gheorghe Becali, această cifră a personalității a devenit 6. E drept că va fi mai vanitos, este drept că va deveni mai curios, va avea o tolbă cu sfaturi pregătite pentru fiecare în parte, dar va fi mai grijuliu, mai responsabil, mai serios, mai atent la gesturile pe care le va face și mai îngrijorat de gesturile pe care le va face. Va acționa în așa fel încât toate demersurile sale să nu mai aibă un efect negativ asupra celor la care el ține și pe care îi iubește. De altfel, acest an 2015, care are o vibrație universală 8, mă refer la cea care ne influențează pe toți, transformându-ne în niște ambițioși certăreți, permanent nemulțumiți, dorindu-ne mai mulți bani, dorindu-ne războiul, căutând războiul, fiind mai atenți la gunoiul din ochii noștri decât la gunoiul din ochii celorlalți, decât la marea mizerie din sufletele noastre. Ei, la această vibrație universală 8 vom adăuga cifra obiectivelor lui George Becali. Vă veți uita mirați către mine și mă veți întreba ce este aceea cifra obiectivelor. Cifra obiectivelor reprezintă drumul pe care fiecare dintre noi ar trebui să-l urmeze în viață. Este un soi de conduită pe care ar trebui să o adoptăm fiecare dintre noi, astfel încât parcursul vieții noastre să fie cât mai lin și să fie ferit de evenimente neplăcute, de așa zisele ghinioane. Astfel, această cifră a obiectivelor se calculează adunând ziua nașterii cu luna nașterii. Ziua nașterii lui George Becali este 7, luna nașterii este iunie, a 6-a, 7 cu 6, 13, 1 plus 3, 4, cifra obiectivelor lui George Becali, lui Gigi Becali, lui Gheorghe Becali, cum vreți dumneavoastră să-i spuneți, este 4. Ce ar trebui să facă el? Ar trebui să adune bunuri de natură materială, să investească în case, în terenuri, în mașini. Tocmai aceste lucruri le-a făcut, însă să fie rațional, pragmatic și serios și organizat și disciplinat. La această cifră a obiectivelor, așa cum vă spuneam, 4, adunăm cifra vibrația universală a anului 2015, 8 plus 4, 12, 2 plus 1 înseamnă 3. Anul acesta, 2015, are o vibrație 3 pentru Gigi Becali, George Becali, Gheorghe Becali. Această vibrație 3 îi aduce acestuia noroc, mai multe emoții, mai multe griji, însă eventual ceva probleme de sănătate legate de probleme cardiace, de o creștere de oscilații, are presiune arteriale, dureri de cap suplimentare, dar, așa cum am spus, și foarte mult, foarte mult noroc. Luna aprilie pentru cel care a devenit Gheorghe Becali are o vibrație 7. Această vibrație 7 aduce în viața sa misterul. Va fi mai credincios, va fi mai apropiat de Dumnezeu, nu va putea ține sub control în niciun caz viața sa și evenimentele care se vor petrece în această lună aprilie. În schimb, luna mai are o vibrație 8 pentru Gigi Becali, transformat în Gheorghe Becali, o vibrație 8 a banilor, a ambiției nemăsurate, a luptei, a câștigurilor financiare. Nu la fel de fericit va fi Gigi Becali, George Becali, Gheorghe Becali în luna iunie, care are o vibrație 9, vibrație 9 care va aduce cu sine rupturi de relații, griji, probleme, suferințe,
Dar poate mai multă milă pentru cei din jurul său, poate mai multe acte filantropice, de ce nu? Dragii mei, emisiunea din această zi de seară, de duminică, din seara Paștelui, s-a terminat. Eu vă doresc în continuare să fiți frumoși sufletește, să fiți sănătoși, să iubiți pe cei din jurul dumneavoastră, să uitați de ambiții, de supărări, de griji, de durere în aceste zile sfinte care vor urma și vă spun încă o dată Paște fericit și nu uitați că în general primim ceea ce merităm și atunci să încercăm să fim cât mai buni pentru a primi cât mai mult bine. La revedere!